în 1918 pe satul Izvoare, ăsta Florești. Atunci, Soroca era. Ion Sârbu, unchiul matale sau bunic sau ce era el? El a fost unchiul meu de pe fratele lui mama. Aha, și lui după mama, el ți-a dat și numele Ion. Fost, da, și mi-a dat numele lui din Izvoare. Și a fost luat în armata română. Mm-hmm. Că, și el încă nu a fost căzut. Și eu aveau, de-am pregătit 26 de ani de-am luat. Și când a trecut România, a trecut de partea acestor ruși, adică alianța anti-hitleriste, pe toți moldovenii eu acaparat și eu dus încolo, încoași care, nu eu le-a dat drumul, și eu dus. L-a dus la Bălți, căutând, pentru că era toate vale și Bălțul la unui aeroport, erau lagări de cusârmă și diferit, nemți, alții din naționale categorii. Și pe plutonul ăsta care îi duceau cu automate, deși el încă păpășa, pe la Bălți, stradă spre Florești, Roca, în august, o căldură mare și noi căutam și pe tata și pe el și și la un moment dat o trebuie să de mijlocul coloanei, dar aici îi duceau pe jos, că pe doar erau aliați, dar ei au luat ca arestați, adică prizonieri, chiar dacă au fost prieteni, da. În toată, da, bine, și cu prizonieri. Și a unde îi duceau de la Bălțoare? Îi duceau la Florești, o să mergem la Donbas, aflat de unii surse, că era secret. Și acolo și-a murit un timp care a scăpat de acolo, nici nu spune unii au fost, că suntem. Și iată, așa s-au murit bunii mei. Iulian Sârbu și bunica, mama Aneta, și a trimis și eu 2 ani de zile am luat la arhivele astea de la noi, armate, mi-a spus că la Moscova, de la Moscova mi-a dat niște date și cel de urmă câte o lună de zile și mă dăm cum și Cezare să mi se poată și mi-au dat așa un răspuns, dar că să aflăm din arhivele ucrainenii, că eu fost ea în Ucraine, domnul, atunci, să poate. Și de aceea, tot așa de repede mi-au răspuns, adresați-vă la arhivele germanii. Și am înțeles că mai departe nu era altă. Și până așa și am un teanc de scrisori și răspunsuri la toată asta, e o poveste lungă și așa s-a pierdut. Unchiul Ion. Da. Și porți fotografia lui în, poate, în buletin, în acte, în cumata în fiecare zi. Și mie, că pe soră mie este, soră mă soție, aici mă păstrez nepoata, e ca zero soție. Omul zice, cred că eu trebuie nici un 92 de ani, mama ei, tu trebuie 40, fiicior, tot 40, dar e 92 de ani. Iar de monaș și va face de așa. Asta e o nepoată de la soră. Și am mai rupt banii și am... Depine amintiri. Eu le port care sunt mai la ea, care sunt fiiciorul a ei. Am și de asta ne poate și că de la fiicior. Da, mă măzgări, e rău, băieți. Așa e, mă legă ocupanță, este să mă scăpăm de așa. Mai ales alianța asta e ideal. E ceva greu o să fie, nu știu, trebuie de nici nu știu ce pârghi să găsim. Eu cred că totdeauna intelectualul trebuie cumva să apese asupra acestui
aș fi două blocuri, că multe nu trebuie să pierdă, chiar și Oleg a da el pe urmă în Voloscuieva, dacă ar trebui. Că... Păi eu sper să adun semnături și să pot candida independent, nu a, dau semnăturile și voturile în folosul nimănui. Și independent, că avem blocul pro-european și blocul unionist, două. Mai dar nu e niciun bloc. Partidul Maia Sandu e fără bloc, e singur. Păi, dar de ce aici e simplu? E trebuie să câștigi mai mult decât toți. Mai multe voturi. E așa își dorește, da. Cred că e dispus și pentru coaliție. Alianță. Se vede de ce? Dar de da, și ceilalți, și unioniste, și țicul, și gheptac, ei trebuie să facă... Aici, dacă nu se înțelegă, la sol se tragă. Când or fi, de pildă, câțiva lideri, băieți, altă ieșură noi, voi să dezbravă tot și tot, dar ce facem? Aș fi cinstit, corect, fără bani, care pe care o cumpărat, tragem la sol și atunci va merge. Vom vedea, nu a mai rămas mult, două luni și vom vedea și a să aleagă poporul și apoi cum o să împartă voturile cei care au fost aleși. Principalul omului o să fie asta, ca și vezi cum a eu nu știu cum să se ocute blocul, dacă câștiga blocul ăsta sovietic al lui Dodon cu Voronin. Dodon, eu zic că Dodon aici și el comerciază, am văzut tuturor, el cumpără, doar îi cumpără, dar ăla tot trebuie de condamnat că se vinde, că el tot era altă. Dar cum îți explici că moldovenii votează pe unul ca Dodon cu Voronin, votează pe unul ca Șor, pe unul ca Usatăi? Moldovenii votează, că rușii 4%, ucrainenii încă 6%, Da, e complicat. Am eu un almanah, am o patru cărți din seria Destin Românesc. Și este atât de cu ocupația și cu tot așa. Eu m-am murit în la Bodai Boi, așa, cum îi cheamă, Irkutska, așa, treabă verișorului tata acolo. Soția acolo a murit, la Bodai Boi, verișorul Gică, tot acolo a murit. Și iată ce au făcut ei de noi. Și amu caută balansă. Care balansă? Care unii e dreptatea când 100 de ani tot au dus și de acolo a dus. Apoi amu de-am vrea să faci, să faci, nu e adevărat, trebuie să fie dreptul. Noi suntem de minoritate. Ei, da, minoritate de 80%, hai să nu exagerăm. Pare că... 80% asta nu e minoritate. Nu este 80%, eu...